Dragostea revelată. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Doamne, a ajuns țărâna să tânjească, să suspine și să-și pună întrebarea ce e rău și ce e bine. Tu i-ai dat soluții clare ca să iasă din impas, dar făptura cea rebelă a urmat străinul glas ce s-a strecurat în taină în grădina din Eden, îmbrăcând haina de șarpe ca să o ducă în infern. N-a înțeles că nu e bine singură, deci fără tine, ci a dorit mai mult să știe ce e rău și ce e bine. Ce-a greșit Adam făptura? A coalizat cu ura și a ajuns să fie în lume doar străin și călător. Oare în planul tău cel veșnic e ceva întâmplător? Căci privind în surul cărții ce e scris despre boldul morții, nimicit de fiul tău, se destramă orice taină. Tu ești dragostea divină, ți-ai dat fiul pentru vină. Amin.